Salut, berbeci! Voi face citirea, dar și runele, citirea runelor și a tarotului hermetic pentru luna plină din Taur, din 7 noiembrie, ora 13, da? Deci luna plină și eclipsa de lună. Avem luna plină și eclipsa de lună. Haideți să vedem ce sfat aveți pentru voi. Este în Taur, înseamnă casa a doua pentru voi. Resurse, ce sfat primiți din partea tarotului ermetic. Deci sfatul pentru berbeci, pentru resursele voastre ale tarotului ermetic. Este o eclipsă care ne influențează pe toți timp de câteva săptămâni de zile. Bun, haideți să vedem. Taurul chiar reprezintă bani, trădare, temperanță și împărăteasa. Când vorbim de casa a doua, vorbim de resurse, bani pe care îi munciți, dar și bunurile materiale muncite de voi, câștigate prin munca voastră. Și atunci nu vorbim de moșteniri, vorbim în primul rând de bunurile câștigate. Ați avut o trădare, cineva v-a trădat sau v-a înșelat, v-a furat, am putea spune. Deci vă gândiți la trădare, la furt, la minciună, înșelăciune. Aveți acest Saturn în balanță, care este destul de puternic, da? Pentru berbeci. Și Îngerul Cumpătării, care vă împinge să studiați forțele care intră în joc în situația voastră la această trădare, ați fost înșelați, mințiți, păcăliți, fiecare unde se regăsește. Dar acest înger al cumpătării arată că puteți studia forțele care intră în joc. Dacă observați, aceste forțe sunt reprezentate de Capricorn, de Scorpion. Soarele este în Scorpion, dar și de Săgetător, care este la mijloc între Scorpion și Capricorn, și încearcă să echilibreze aceste forțe, să le folosească. Asta încercați și voi, să folosiți aceste forțe astfel încât să aveți acest curcubeu. Dacă observați acest personaj, are însemnele lui Jupiter, dar și acest curcubeu care dă o stare de bine, de reușită. Deci, sfatul pentru voi cam ăsta este: să studiați forțele care intră în joc, de ce ați fost trădați, de ce ați fost mințiți. Și veți putea să rezolvați această problemă. Mai aveți aici împărăteasa, mica benefică, Venus. Venus, care este și ea în Scorpion, deci și face opoziție cu Uranus din Taur, deci cu resursele voastre. Dar Venus susține totuși, fiindcă Venus întotdeauna împărăteasa spune: doriți-vă ce este posibil, fiindcă este ca și îndeplinit. Dacă vă doriți imposibilul, vă puneți la dispoziția celorlalți. Deci cam acesta ar fi aspectul pentru voi, ar trebui să vă doriți ce este posibil și atunci totul va fi îndeplinit, totul va fi bine pentru voi. Dar trebuie să studiați, așa cum aveți aici, aceste forțe care intră în joc,
și să alegeți întotdeauna ce este posibil, dar și corectitudinea. Haideți să vedem ce ne spun și runele, fiindcă știți că întotdeauna am făcut runele. Să vedem runele. Iată, schimbare. Eu numai atâtea văd aici. Și dacă considerăm, întotdeauna aici există runa Weird. Deci este o rună a... o rună care arată că tot ce, ce se întâmplă aici vă este destinat. Ia uitați-o. Deci această rună ea este prezentă tot timpul pe masă și am putea spune că tot ceea ce au apărut, deci două rune, atât. Schimbare, lentă, stabilă și benefică. Și bineînțeles sigel, care este o rună a reușitei, o rună a victoriei, o rună care arată o situație deci benefică pentru voi, cam așa trebuie să o privim această rună a reușitei. Deci gândiți-vă că veți avea o schimbare lentă, stabilă și benefică. Nu veți observa această schimbare imediat, de altfel trebuie să vă gândiți că aveți aici treiul de spade, temperanță, cumpătarea voastră, dar și împărăteasa. Deci este bine să aveți răbdare, fiindcă veți sesiza, veți observa aceste schimbări benefice în viața voastră legate de resurse, dar ele vor veni lent și ce este benefic este acel aspect că ele sunt stabile, lente, stabile și benefice. Și alături de această rună este o rună care arată și vitalitate, energie. Deci am putea spune că veți avea parte și de vitalitate și de energie și de aspecte benefice, de o reușită. Deci în aceste schimbări o să vă aducă o reușită, o împlinire și totul vă este destinat. Bine că această lună, așa cum am spus tot timpul, ea este pe masă pentru fiecare zodie în parte. Și arată că aceste rune, așa cum au căzut, ele vă sunt destinate vouă, sunt pentru voi. Deci așteptați-vă, așa cum aveți aici de altfel mica împărăteasa, mica benefică, Venus, și temperanță, cumpătarea, care arată că veți reuși în final să vă aduceți în puterea voastră persoana pe care o doriți, dar și să ajungeți acolo unde vă doriți din punct de vedere financiar. Deci am putea spune că pentru berbeci este un aspect foarte benefic, cei care aveți, deci chiar și luna plină, v-ați născut cu luna plină în berbec, să știți că este valabilă această etalare, mai ales dacă sunteți femei, că bărbații nu, dar pentru o femeie este foarte important aspectul. Eu vă doresc numai bine și veți avea parte de aceste schimbări. Vă mulțumesc pentru timpul acordat!